Iisus va veni în curând. Stau, spun amurgurile toate, spune vremea cea târzie, când curând pe norii slavii Domnului Iisus o să fie. Spune semnele naturii, spun și semnele cerești, când curând va fi în lume un mare eveniment, care va zgudui pământul pe cei mici și pe cei mari. Toți locuitorii lumii vor fi atunci clătinați. Toți că se neagă adevărul vor fi uluiți de tot când va apărea pe boltă Domnul nostru Iisus Hristos. Orice om va pleca capul, cât ar fi el de ateu și a trebuit să recunoască că există Dumnezeu. Fie noaptea cât de neagră, nimeni nu poate susține că întunericul e veșnic și lumina nu o să fie. Dar când noaptea se sfârșește și întunericul s-a dus, cât de minunat apare soarele pe boltă sus, tot așa când se împlinește vremea zilei de apoi, Domnul Iisus va apare să-și ridice al său popor. Este vremea când se aude întrebările de jos, strășerule, strășerule, cât mai este până revărsat de zori? Și răspunsul se aude de la postul de veghere, apar zorii dimineții, chiar de-ntuneric este, chiar de-ntuneric beznă, și încă nu vezi nicio rază. Nu te lăsa biruită, biserică, mai vechează. Duhul Sfânt și manahatovie în prahol de menados, ba chiar și firea prevestesc că se împlinește semnele apocalipsii, omenirea le trăiește și urmează să apară cel mai mare eveniment și acel ce a zis că vine va apare sus pe cer și își va răpi popor. Mireasa de pe pământ care strigă zi și noapte, vino, Doamne, mai curând. Răpirea va fi într-o clipă la semnalul celui fiu, ce aleși și-o lua zborul părăsind acest pământ. Cine poate ca să spună ce va fi în acel moment când se va întâlni mireasa cu Iisus? Mirele ei n-au putut profeții spune, căci cuvinte nu-s de ajuns să descrie bucuria întâlnirii cu Iisus. Atât doar au putut spune că oștirea cea din cer va rămâne atunci uimită și va proslăvi pe miel, strigând, vrednic este mielul să primească cinste slavă, căci cu propriul său sânge el și-a câștigat mireasă. Să stricăm de bucurie
Ien, cinste celui viu! Untamenului aproape mireasa s-a pregătit. Iată de ce se face insistența atât de mare să ne pregătim cu toții că în curând, în curând, Iisus apare! Ce folos! Viața întreagă te-ai luptat, iar la sfârșit ai căzut de oboseală și de somn ești copleșit. Ce folos! De an de rând tu ai venit la adunare, iar la sfârșit să pierzi cununa, premiu alergării tale. Cununa el a păstrat-o celor care vor lupta până la sfârșit într-una, că ei o vor câștiga. Dumnezeu e drept în toate, pe El nu-L poți înșela și va face o judecată dacă nu L-ai ascultat. El ți-a făcut o chemare de care parte puțini au. Te-a răscumpărat cu sânge, cu Duh Sfânt, te-a sigilat, însă tu, cu prețul-i dreptul, Duhul Sfânt, ce l-ai primit când în tine rodește firea și întristezi pe Duhul Sfânt. Ia, dar seama bine astăzi la felul de viețuire. Pune-ți viața în rânduială, că în curând Domnul vine! Nu vorbi de rău pe nimeni, că e un duh clevetitor, pe alții ponegrește, tu devii clevetitor. Spune numai adevărul, te păzește de minciună, da și nu, atât vorbește, așa spune în Scriptură. Nu te întina cu păcatul, nici în cuget, nici în gând, că Domnul își știe scopul și păcate s-o cotit. Fiindcă pulpile micuțe strică vine în floare, iar poverile străine la pământ te vor atrage. Nu te uita în afară, cum să te îmbraci, cum să te porți. Tu ai ghidul în Scriptură, fii smerit, blând ca Hristos. Nu podoabele de afară și un duh smerit și blând va împodobi mireasa să întâmpine Domnul Sfânt. Păzește-ți piciorul bine când intri în adunare, căci aici se coboară Dumnezeu nostru mare. Și apropie-te mai bine să asculți și să împlinești, decât să aduci o jertfă prin care să te osândești. La altar te înfățișează de vrei să fii ascultat, nu cu mâinile murdare și cu sufletul curat, fiindcă ai fost spălat cu sânge, sigilat cu Duhul Sfânt și Domnul te prea în toate, un popor sfânt ca să fii. Nu fi om cu două fețe, Iacob, dar pe ce apuci pui mâna, te întinezi cu orice păcat. Ești creștin de vreme bună, vii formal în adunare, cânti în cor sau stai pe bancă, ca neghina în lanul mare. Te trezește, măcar astăzi, că Domnul ieri te va întreba. Thank you.
că ai năstari în casă, câți ieri ți-a numărat. Nu-ți fă tu numărătoarea, că de unul va lipsi. Îți pierzi dreptul de răpire și aspru judecat vei fi. Domnul vrea să ne trezească, împarte pe fiecare, ca să nu venim de formă ani de zile în adunare. Mâini curate cere Domnul și managatovie înălțate înspre El, și atunci binecuvântarea va curge în căminul tău. Vei fi însoțire Domnul la predică, la altar, vei vedea la rugăciune bolnavi sărind din pat. Va depune mărturia Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin semnele ce sunt scrise, că însoțesc pe-a lui copii. Ia dar seama, bine astăzi, schimbă-ți mersul șchiopătat, intră în hotărâri înalte, înaintând după plan, după semnele lăsate pe cărarea lui Hristos, ca în ziua de răpire să-L întâmpini sus în nori. Domnul vine, șmegados Mirna Rabi, Domnul vine, Maranata, vine Domnul în curând.